să fim și de asta dată, să fiți împreună cu noi, ca Sfinția voastră, episcop Florentin Crihalmeanu, suntem onorați să participați la acest eveniment. Distinși oaspeți, Fundația Transilvania Leaders vă mulțumește și este onorată că ne onorați cu prezența dumneavoastră la acest eveniment important al municipiului Cluj. Vă rog să-mi iertați scăparea, excelența voastră, domnule ambasador, vă rog să poftiți și dumneavoastră aici în primele rânduri și vă mulțumim de asemenea că ați venit la Cluj în acest moment important de sărbătoare pentru viața culturală a Clujului. Poate unii dintre dumneavoastră știți despre implicarea Fundației Transilvania Leaders în evenimente importante ale societății clujene și nu numai. Unul din cel mai semnificative evenimente a fost acela de anul trecut, când Fundația a facilitat un concert al Filarmonicii Transilvania la Viena cu ocazia Zilei Naționale a României, unde spuneam și ieri, o sală arhiplină, sala unde se țin concertele de anul nou a Filarmonicii de la Viena, a ovaționat și s-a ridicat în picioare în momentul în care s-a cântat imnul României. Iar unora dintre noi ne-au dat și lacrimile în acele momente. Fundația Transilvania Leaders, conform statutului și conform gândurilor și acțiunilor celor care fac parte din această fundație, se călăgozește după un principiu, poate acela care l-a rostit rectorul Vasile Pârvan, profesorul Vasile Pârvan, în februarie 1919, la deschiderea cursurilor la Facultatea de Arte în februarie, datoria vieții noastre. Și noi considerăm că datoria noastră, ca oameni ai acestei cetăți, să sprijinim educația, să sprijinim cultura, să sprijinim învățământul și acest lucru îl facem nu neapărat prin cuvinte, ci îl facem prin fapte, prin fapte concrete. Dovada astăzi, în fața dumneavoastră, Fundația vine cu niște cărți care au fost sponsorizate de către Fundație. Nu vorbesc de cele două care astăzi vor fi prezentate în fața dumneavoastră, dar îmi permit să amintesc cartea profesorului Vasile Pușca și Iuliu Maniu, văzut de românii americani, cartea profesorului ministrului învățământului, profesorul Liviu Maior, Alexandru Varga Voievod. De asemenea, aș menționa cartea profesorului Florian Ștefan de la Universitatea de Medicină, un tratat de neurochirurgie care este printre cele mai moderne din lume, precum și susținerea numeroși tineri, cercetători sau sportivi care au făcut cinste orașului, municipiului nostru. Nu în ultimul rând, aș menționa de asemenea că nu ne oprim aici, avem și alte proiecte de viitor pentru a întâmpina, așa cum se cuvine, această sărbătoare a fiecăruia dintre noi, Marea Unire de la 1918. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă și plăcută în această tovărășie a cărții. Vă mulțumesc!